Salutare tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la un SSD extern din gama Samsung, mai exact la modelul Samsung Portable T5, având o capacitate de stocare de 2 TB. Și cam așa se prezintă la exterior. Avem specificată capacitatea 2 TB. Este compatibil cu sistemele de operare Windows, Mac sau Android. Aici avem modelul mai exact, data când a fost produs, august 2020, fabricat în Coreea. Aici ne prezintă interfața de conectare, USB 3.1 de generația 2. Garanția de 3 ani de zile. Aici ne specifică că avem viteze de până la 540 de mega pe secundă, dacă utilizăm interfața de conectare USB 3.1. Ne specifică că este compact, ușor, carcasa este din aluminiu. De asemenea, ne prezintă ce găsim în pachet. Și să vedem și cum arată. Cam așa se prezintă. După cum vedeți, este foarte micuț. Și foarte ușor. Carcasa este din aluminiu. Și haideți să vedem ce mai găsim la interior. Un scurt ghid de utilizare. Și două cabluri. De asemenea, avem și acest cablu. Avem conector USB de tip C la ambele capete. Și să specificăm și câteva detalii tehnice. Interfața de conectare este USB 3.1 tip C. Capacitatea de stocare este de 2 TB. O greutate de doar 51 de grame. Suportă criptare date. Garanția este de 3 ani de zile. Iar pentru mai multe detalii tehnice, vedeți linkul din descrierea acestui video. De asemenea, tot acolo o să găsiți și un link cu site-ul de unde poate fi cumpărat. Dacă îl conectăm într-un port USB 3.1 de tip C, SSD-ul obține aceste viteze. Acesta a fost și unboxing-ul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!